Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morare, a expediat o scrisoare în adresa conducerii Parlamentului în care solicită majorarea numărului de procurori în cadrul instituției din cauza volumului mare de muncă. În scrisoarea sa, Viorel Morare a solicitat creșterea numărului de procurori de la 720 la 750 de unități și a personalului auxiliar de la 700 la 750 de unități. Solicitarea este argumentată prin faptul că volumul de muncă al procurorilor din Procuratura Anticorupție a crescut mult peste estimările făcute în perioada când a fost aprobat numărul de personal al procuraturii. În condițiile actuale, supra-solicitarea procurorilor nu permite întreprinderea tuturor măsurilor prevăzute de lege pentru cercetarea sub toate aspectele, complet și obiectivă, a circumstanțelor, cauzelor, precum și asigurarea efectuării urmăririi penale într-un termen rezonabil, impunându-se măsuri administrative pentru soluționarea acestei chestiuni, precizează Procuratura Anticorupție. Mai mult decât atât, instituția susține că în cazul unui volum mare de lucru există pericol admiterii erorilor în efectuarea investigației, cât și a imposibilității efectuării acțiunilor de urmărire penală concomitent pe toate cauzele penale din gestiune.